din Arizona. Cafea din Arizona, de la John și de la prietenul meu, Mihai Mincă, pe care îl salut. Mihai Mincă, mare portar la CFR acum în Ungaria. Salutare și vouă, dragi colegi, stimați prieteni, care cum sună clopoțelul de abonare, cum intrați pe canal să dezbatem, să discutăm. Știți voi că la comentarii vă aștept părerile voastre. O guriță de cafea și dăm drumul. Voi v-ați băut cafeaua? V-ați băut-o? Cineva mi-a zis, zice, nu-i bine să bei cafea pe stomacul gol. Păi, doamnă scumpă, să beau cafea așa, numai pe stomacul plin, pe stomacul gol. Ce să fac? Să iau înainte o pălincă să nu fie chiar stomacul gol? Nu, 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 glumesc. Ce faceți, răspândacilor? Cum a zis domnul Ludovic Orban, cum le-a zis tinerilor care se distrau pe la petreceri și duceau virusul mai departe. Ce faceți, răspândacilor? Voi sunteți adevărați răspândaci. Voi sunteți răspândacii buni, răspândacii care dați de veste, că aici pe canal povestim vrute nevrute, dar scoatem adevărul la iveală. Atâta cât a mai rămas din el. Că și domnul Rareș Bogdan a s-a arătat șocat. Zice, cum de s-au închis piețele? Cum de s-au închis piețele? Vezi tu, Doamne, că el merge în piață să-și ia pătrunjel. Nu, el are pătrunjel pe mâini. Știți? A fost la Zooturda și mai mulți le-au zis: Servus Vere! Deci el are pătrunjel, numai face el politică inversă. Da, nici nu mai este nici sparanghel, nu mai este în piață. Protestatarii antimască nu mai ies cu mănunchiul. Știți, pe Lovin sau cum o cheamă pe aia care ieșea cu mănunchiul de sparanghel. Acum și-au luat ceau în cămară. Se bat cu prazul oltenesc la funduleț când ies afară la manifestații și Luis Lazarus îi susține din studio. Lazarus, Lazarus, ăsta face ce face și tot în picioare cade. Tudorache, ăla de la sectorul 2, la un moment dat s-a lăudat că face un spital, un mare spital, și a dat 300 de mii de euro în presă ca să-i laude minciună. El n-avea nimic, avea o machetă, avea o hârtie, avea ceva. 300 de mii de euro din banii publici i-a dat reclamă la televizor pe un spital care nu exista. Ce credeți? 10% din sumă, 30.000 de euro, au mers în contul lui Luis Lazarus. Uac, 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 uac. Bă, cum pot minți unii? Cum pot minți unii și n-au nicio problemă. Noi lătrăm, noi urlăm și ei își văd de probleme. Uitați-vă și domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu acum face un program de guvernare și-a luat toate realizările, că a avut și doamna Dăncilă realizări în guvernul ei și le-a trecut în cârca lui Grindeanu. Știți, pe păpușelul de Grindeanu, omul cu 1.000 de dinți. Ci că Grindeanu a făcut atâtea și atâtea. Ce-a făcut? Că a mers acolo și punea momială la Liviu Dragnea când pescuia știucă. Numai minciuni. Și Alan Coliban, noul primar de la Brașov, Alan Coliban, a scris în CV-ul său, atât când era cât și acum când este primar, a scris că a absolvit Politehnica și el a fost exmatriculat în anul 5. No, useriștilor, să nu începem cu minciunile, să nu începem, că și Barna are un pic de dosar și samă, samă, ochii pe frână, aveți grijă. Acum omul, nu a terminat el facultatea, a început business-urile dintr-un garaj sau dintr-o pivniță, a făcut ceva, dar totuși nu-i frumos să scrii, mă, dacă ai fost exmatriculat, nu treci că ești absolvent de Politehnica, a? Scandal mare și la Iași, domnul Chirica, îl știți pe Chirica în provincie, la care are un copil de un an care are deja o vilă de 1 milion de euro. Ieșenii, mă, oameni descurcăreți. Domnul Chirica acum, nu, vorbesc, el o ieși primar, da, nu, Chirica. Fie sănătos și el. Costel Alexe, pardon. Măi, că le mai încurc și eu să mai iau o cafea de la John din Arizona. Dacă aveți de reparat mașini, să mergeți în Arizona la John, român de-a nostru, și de la Mihai Mincă, portar la CFR acum, pe la o echipă în Ungaria, în top 3. Băiat bun, Mihai Mincă, cu detentă, cu albanez, albanez de-a meu, bun portar. Are el o vârstă, dar încă joacă foarte bine, mult mai bine decât joacă portarii. Dacă portarii joacă, joacă și portarii. Dacă joacă și atacanți, și portarii joacă, nu? Foarte bine. Deci, Mihai Mincă, succes în continuare. Poate te ăștia la națională, la națională Ungariei, dacă vine tati. Tati Miriuță, dacă vine tati Miriuță, poate lepă Mihai Mincă la așa. Deci, revenind, uităm despre Costel Alec, despre Mihai Chirică și trecem la Costel Alexe. Domnule, ăsta a fost ministru la mediu, vreo 7-8 luni. Sănătate, domnul Moldova. V-a dat lista cu ce să cumpărați? E, și încă iud parchetul și după aia. Vedeți pe lume. Spor la treabă, numai bine. Ce să facem? Asta e. De unde da? Domnul Moldovan, maestru în parchet. Dacă dă o cafea, îi fac și lui reclamă aici. Deci,
Alexe Costel, au fost câteva luni ministru la mediu. După aia, o candidat la alegeri, a ieșit președinte de dita mai Consiliul Județean la Iași. Și acum ce face? Vrea să-și impună pe Finuso, să-și-l impună drept vice șef acolo. Vice de Consiliul Județean. Pe Finuso, orserii turseriștii. Băi, Costel Alexe, ce facem? Păi ce pretenții să ai de la ăsta? Că a fost la mediu. Deci e un om așa mediu, mai mediocru, mai... Între timp, Werner Iohannis îi tot trimite zilnic scrisori lui Joe Biden de felicitare. Încă nu se știe dacă Biden e președinte sau nu, dar Iohannis, băiat bun, îi trimite. S-a săturat de basca lui Trump, acum vrea un pic de meșe de la Biden. S-a săturat și l-o și asigura pe Biden că România o să-și respecte cota de participare cu bani la bugetul apărării. Deja am și comandat niște blindate din America. Măi, cum suntem noi români! Cum sărim noi să pupăm imediat mâna porții, mâna sultanului. Hai mă, hai mă, să stăm pe curul nostru, mă, să ne vedem de ale noastre, că vorba domnului Sorin Fierta ne bagă dracu în seamă că atâta sărim în sus. Hai să fim serioși. Deja au comandat nu știu câte zeci de blindate. Drept e ca la ce drumuri avem, numai cu blindate le facem față, numai cu blindate le facem față. Acum, speranța ne ca de obicei în tineri, dar vloggerul Shelly sau Sally sau cum îl cheamă pe cel mai celebru tânăr vlogger român a început să lucreze la negru. Cine ar fi crezut? El făcea bani din online, din muzică, din tricouri, din căni și a început să lucreze la negru. La Dan Negru, de Revelion, tânărul Shelly va fi invitat în platoul lui Dan Negru de Shelly. Acum fiți atenți, vine Shelly, vine Shelly. Mă dor Shelly-le, Shelly-le mă dor când îl aud pe ăsta cum strigă. Da, o mutare bună. Tot timpul știe Dan Negru cum să se readapteze, că de reinventate emisiunile alea au trecut de la șopârle la măști. Evoluție în televiziune. Ok, foarte bine. De Shelly, 18-19 ani, merge și el în platou la Antena 1, că la Antena 3 au tot fost, pentru un revelion de excepție, că nu se ține revelionul dacă nu face Dan Negru emisiunea la antenă. Dați-vă seama, Shelly a ajuns să lucreze la negru. Acum, dacă au iar revelion cu demascarea, sper ca Shelly să se costumeze în ministra educației, în doamna Anisie. Să-i pună acolo o perucă frumoasă, niște ochelari și să citească, posacă niște ordine despre învățământul online pe scenariu roșu. M-aș uita și eu la revelionul ăsta. Apropo, anul ăsta când se ține revelionul? Ce a prezis Carmen Hara? Că între 31 decembrie și 1 ianuarie e revelionul? Să sperăm! Și el până un alt e student în București la ceva facultate de business, că doar nu s-o fi dus el la zootehnie, și stă în chirie sau e vecin cu Dorian Popa, ăla cu... Sucute sau cum zice el, hâț, John, sau așa, și ăsta l-antrenează. E normal că m-a trimis mama departe ca să facă o facultate, nu știu pe care din ele, că e multe și e grele. Acum trage la sală Shelly să aibă și el niște mușchi, un tic de pătrățel pe abdomen. Așa-i, ale tinereții valuri, ci că 18.764 de tineri din România vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din această iarnă. Aproape 19.000, nu știu câți din ei. Eu cred că jumate îți duci în străinătate. Atunci au votat din diasporă. Problema care? Că ar vota ei, dar unde să voteze? Că în Malta și în Nigeria, pe bază de vid sau nevid, nu o să fie secții de votare. Nu o să fie secții de votare acolo. Nu știu, în Congo. Probabil că în Congo nu sunt secții de votare, dar după rezultatul alegerilor din 6 decembrie, vom merge în Congo cu bombo. Și în Constanța, am înțeles, plin de panouri cu EBA, asta candidează la PMP, EBA la PMP, credință, educație, știință, EBA. Bă, ce plestem pe săracii constanțeni. După Mazăre vine asta care are creierul cât un bob de fasole. Da. Cursă electorală, de ce cursă electorală? Că ne atrag în capcană. De fiecare dată când se alegeri, începe cursa electorală și ei ne atrag în capcană. Că de acolo, după aia nu mai scăpăm 4 ani, suntem în mâna lor, nu mai stau încă o cafea, o guriță de cafea de la John din Arizona, de la prietenul meu Mihai Mincă, Mișu Mincă din Liga 1 a Ungariei la fotbal, mulțumesc și v-au anticipat, știu că mai băgați o cafea, mai ales că vine frigul acum și trebuie să ne dezmorțim, mă duc, nu mai țin ocupat internetul, că la 11 băiatul cel mare are oră la grădii. Oră pe Google Meet. Trebuie să-și prezinte animalul.
Azi la Gredi trebuie să-și prezinte pe Google Meet animalul. Băi, ce am ajuns. I-am și zis la soacră mea, tu stai în bucătărie, nu cumva să treci în spatele copilului când e online, că toată lumea o să râd. Bă, dar ce animal ai? Nu glumesc, știți că eu glumesc. Că, nu. Are și el un animal ca tot copilul, un animal favorit. Uneori chiar și taică-s-o. Mulțumesc de urmărire, o zi superbă, fără ceasuri rele, deși marți. Ne vedem mâine la 10, dar până una altă o să mai pun eu ceva mai de seară pe Facebook. Să intrați și acolo, acolo pun mai scurtuțe și pun un subiect, să vedem ce am găsit, ce n-am găsit. Vă aștept comentariile. Mulțumesc frumos pentru ziua de azi. Au fost 10 minute extraordinare în compania voastră. Vă aștept și mâine și oricând, aici sau pe dincolo.